Aici, unde nu arde nimic, doar vulcani reci, noroioși, trădează tainele pământului. Sfințitul soarele. Era într-o duminică. Și nu eram singur când am trecut pe aici. La rezervorul mașinii eram eu, mai tânăr. Mult mai tânăr. Panait, prieten de toate zilele, Nepetric Alexiu și șeful, Ilie Gogan. Pe șofer îl porecliseram de cave. Azi pe cartelă valabil pentru pâine, bonul 45, 300 de grame. Mâine, bonul 46, pentru mălai. Da, știu eu. Zi mai bine ce e nou prin lume cu politica.
Cine, amitică? Chiar vrei să ne spargi timpanele? Cheamă-l pe șeful! Cheamă-l! Cheamă-l! Neilie! Neilie! Ia uite! Unde ne-ai adus, mă, de caveule? Nu puteai să o crimești până altă dată. Am nimerit unde a dus mutul apa. Ce facem? Ia nu te mai voi cări atât la arde, pământ ne-a trimis acolo, ajungem, clar? Pe răspunderea mea tare. Știam eu că pe aici nu curge nici lapte și nici miere, dar nici așa nu credeam. Vezi, matare, acolo, unde joacă filmul ăla cu șapte păcate. Nu că stai nițel, că eu îl bat pe ăsta. Dacă știam eu pe ce coclauri ajung... De caviole, de ce ai oprit, mă? Crezi că dacă ai făcut armata cu mine, trebuie să ne apuce noaptea pe drum? Sunt inginerul Emilia Nenciu. Mi s-a ars condensatorul și am rămas cu mașina în pană. Trebuie să ajung urgent la Arde Pământ. Dacă mergeți tot la Arde Pământ, poftiți, urcați. Avem și de asta. Vindeți? Nu, schimbăm un kil de gaz, un kil de grăunți. Pentru cine schimbați? Pentru cantina muncitorilor de la Vega. Ce oameni dau? Dau, de ce să nu dea? Le mai reparăm uneltele, le mai dăm broșuri tot pe gratis, le mai cântăm din mandolină, Ramona a ruginit frunza din fii și iar Ramona... Din duminică în duminică facem asta, de asta primăvară, toată primăvară. Nici de veste nu le-am mai văzut, nici copiii nu i-am mai bătut. Și iese ceva? Ce să iasă, domnule? Muncă, politică și trei boabe de fasole. Dacă eram băiat ăștia, mă făceam piețar. Lucram pe o mașină mică și căram granguri de prin baruri. Atunci de ce nu-i lași? Păi cum să-i las? Pot să-i las? Sunt prietenul lui Ilie Gogan. Cine-i Gogan? Ăla înaltul, cu părul creț. Sunt prietenul lui din timpul războiului. Domnul Gogan, ce este? E destilator la fabrică, la Vega. Arde Pământ. Ce nume fi și ăsta, domnule inginer? Nume-i vechi. Aici își au gaze prin crăpăturile pământului. Le aprindeau fulgerile și adeau așa, cu ani. Din vulcan, din ăștia? Nu, nu, ăștia nu se aprind. Doar bolborosesc așa. Mașină, domnule, vreau să mă calci. Dă-te la o parte, că te calc! S-o calce pe masa. Nu trece nimeni înaintea mea. Ia-o pe mijloc. Las-o, domnul, e mai sănătos. Cât rămâneți aici? Până la sfințit. Duminica viitoare venim iar. Ziua. Unde-i primăria? Uite acolo, la trăsurile alea, lângă cârciuma lui Micu. Lisandre! Lisandre!
Alexandre! Și noi ce facem, domn Micu? Cura! Alexandre! Alexandre! Bă, Alexandre! Trage-mă! Ce faci, mă? Vie! Alexandre! Gaz, domnicu! Am găsit gaz! Petrol, domnicu! Petrol! Petrol, domnicu! Petrol! Am răzbit! Am răzbit! Sigur, mă! Am răzbit! Hai! Am găsit, domnicu! Am răzbit! Am răzbit! Am răzbit! Am răzbit, unciu! Am răzbit, bă! Am răzbit! Uitați-vă, bă, la el! Am răzbit, bă! Hai, mă, Stevan! Hai, mă! Am răzbit, bă! Am răzbit! Am răzbit! Am răzbit! Și noi ce tăceți, mă? Oameni vă fac, auziți? Vă cumpăr cu muier cu tot! Am răzbit, mă! Am răzbit! A murit taticul. Ce ești, mă? Hântă! De ce nu-l băciți pe bătrânul, mă? Ce faci, Vetor, nu vergi o lacrimă, că doar vouă v-a lăsat averea. Vezi că nebunul ăla chiuie. A adus și muzică. A uitat de taicăsu. Îl doarești pe el în felul lui. Primarule, acum te cumpăr cu primărie cu tot fira armata a dracului să fie. Că te-ai dat cu cine n-a trebuit, bă. De ce nu băciți, bă? Mama voastră de comuniști. Vă cumpăr cu tot, mă. Cu tot. Cumperi pe măta. Dumneata ești primar aici? Eu n-aș mai fi fost. Înainte de reforma agrară era tatăl ăstuia mortul. Dar noastră cine sunteți? Hai să afli îndată. Vină puțin în primărie. Avem și delegații. Eu sunt Ilie Gogan. El e Petre Alexiu. Am venit să reparăm uneltele țăranilor săraci și să mai stăm de vorbă.
Face des așa? Numai când se îmbată. Are permis de portar? Are pe dracu, de unde? Câți comuniști sunteți în sat? 3 și cu mine 4. Și vreo 7-8 simpatizanți. Restul numai oameni de-a lumii. Asta. Și altfel? Fel de fel. De micul ăsta te întreb. Are vreo culoare? Ce mai trebuie vreo culoare, nu se vede? Fiind cuscă, mai de capul lor. Le mor muștele pe pereți de sărași ce sunt. Îi ține micul și de-aia nu iese nimeni din vorba lui. Câte familii sunt în Ar de Pământ? 500 de familii. Cam vreo 2000 de suflete. Și cu petrolul cum e? A dat boala în ea 2 ori. Întâi când a furat aici o societate străină, columbiană. Și au spus că n-au găsit nimic. Ei, acum s-au apucat să caute singuri. S-au luat după un inginer de aici din sat, Ocolescu. Ăla a săpat primul puț. Suntem puțini? Puțini, dar suntem comuniști. Adunăți oamenii, mulți puțini cât sunt, și să ne ajutăm reciproc. Hai, bă, că nu trag în voi, mi-ajunge un mort. Mă las să încerc și eu. Poftim. Aruncă, dumneata. Dar știi că ți-ai aranjat-o bine, nașule. Voi cine sunteți? Nu vezi? Vega Oil. Poftim. Așa, agat-o acolo. Ei, oameni buni, dacă aveți unelte, pluguri, aduceți-le și le reparăm. Aduceți-le acolo, da? Bun. Pe unde se poate ajunge la domnul inginer Ocolescu? Acolo sus, pe deal. Cu ce ocazie, pe la Ar de Pământ? Să ne cunoaștem. Unde bani? Și ce cu fiarele astea? Faceți circ? Da, nene, facem circ. Circ, cu zidul morții, cu lanți, leopalzi, cu tir, dacă vrei, facem circ. Comuniști? Ai ceva contra? Da, mă primești. Și ați venit de bună voie? Păi cine să ne silească? Reparăm unelte agricole. Grape, pluguri, orice aveți, pe gratis. Dar doar pentru săraci. Aha. Nică dacă ați venit de bunăvoie, păi atunci tot de bunăvoie. Strângeți-vă catrafusele și cărați-vă. Dumneata ți-ai tocmit lăutarii, nu pe noi. Crezi că o să te întrebăm ce avem de făcut? Domnul Micu! Lasă-i pe ei să vorbească. Nici ei n-au nevoie. Cum n-avem nevoie, mă, micule? Ori te tocmi careva să vorbești în locul nostru. Tu să daci. Bine ați venit, oameni buni. Să poftiți vă la mine, sub șopron. Găsiți acolo și niște foale, că fierar mi-a fost bărbatul, da? S-a prăpădit în război. Dacă ai găsit cine să-ți bată Nicovala, găsește pe unul să-ți bată și Melița. Că văd că n-ai învățat că gura bate... Ce spui, frumosule? Ori vrei să-ți arăt pe unul la care povestea asta e pe dos, ha? Hai-te aici. Lasă, am adus și gaz să-l schimbăm pe grăunțe pentru cantina economatului. Da, ce la pentru cantina muncitorilor. Ne-a adus gaz! Le-am vorbit cu matabre. Eu am vrut să mă împingi, domnule, așa, ce mă împingi? Nu, ne-a adus gaz! Avem gaz, mă, să vă dăm și vouă. Rachiu și păpică să fie adus. A adus gaz! Dă-vă pușca în coaș și scrieți-ne de departe. Astâmpără-te. Dă-vă pușca în coaș. N-am tras decât un singur cartuș, celălalt pe țeavă. Închide-l. Închide-l!
Te invit la o plimbare cu mine, ne cam încurci. Unde? Lasă-i să vezi. Începeți fără mine. De cabeule treci la volan și dă-i drumul. Și cu albatron ce fac? Am înmormântarea, cum să umflă? Las că se aranjează. Ne-a gugat, ne-i dau drumul, da? Dă-i. Și noi ce facem, domn Micu? Cântați și voi veșnica pomenire, ritm de hore. Hai să luăm ziarele astea, să le ducem la mine, sub șopron. Bună, Dumnezeu, șefule. Și-l ducem la destinație pe inginer. Vezi, frate, jos. Bună ziua! Bine ați venit! Mă rog, mă rog. Așa. Panait, ai grijă de cărbuni. Așa de toate fiarele la încălzit, vezi? Pune-le acolo. Trage cărbuni pe ele. N-ai cum avem brăzdară, te ce taică. Dar până acum cu ce-i arat? Păi n-am avut ce. Îl bătrân n-a avut nicio palmă de pământ, doar bătătura acasă. Și acum? Păi acum s-au îndurat așa de agă, rachii și mi-au dat două pogoane. Cu acte. A? Vezi, știu eu ce să faci. Uite, să ni se usuce gura, taică. Că eu la alt de micu nu mă duc nici mor, zice. Lasă, bre, neafăsui. Las că-ți dau eu un fier de plug, că mi-a rămas de la bărbatul meu. Și cât vei bine? Ți-l dau de pomană. Să aibă și omul meu cu ce ara pe lumea elaltă. Că dacă și pe acolo fica pe aici, apoi ară și culege numai de al de micu. Cum s-ar zice, mai sechestrată? Dacă te pui de-a curmezișul, va pierdeți vremea de pomană. Nebunul l-a chemat? E chiar nebun? O să vezi. Auzi? Și chiar ai fi tras în mine? Fără milă. Domnul Enciu! Hai, domnul Enciu, urcă! S-a oferit dumnealui să ne conducă până la domnul Ocolescu. Zice că prietenul dumitale e nebun. În orice caz, nu și-o pușcă pălăria în mijlocul satului, ca dumnealui. Păi tot satul știe că e nebun. Auzi, șefule, dă-mi pușca și mă întorc acasă. Nu vreau să dau ai cu nebunul. Să știi că mă supăr. Am uitat bomboanele de colibă la mine. Se topesc în buzunar. Sunt de caveule, să se știe că am venit. Oscar! Vezi să nu-ți iasă cu plăcinte când te vedea cu pușca asta. Oscar! Șefule, l-am văzut. Vine, uite-l. Nu deschis? Dânsul, ce caută? Domnul Micu ne-a condus. Spunea că nu nimerim drumul. Atunci să aibă amabilitatea să-mi lipsească din ochi. Poftim, dragul meu. Și ei? Eu sunt Ilie Gogan, mai sunt senator la Vega. M-au dus pe mine, că mașina mi-a rămas în pană la vulcanii de noroi. Dacă nu zăbovesc mult, aș vrea să cobor tot cu dânsii ca să... Să poftească, să poftească. De caveule, tu rămâi aici. Dacă e ceva, claxonezi. Ia pușca. Știi să o folosești? Vai de mine, uite așa. Pac, 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 pac. Niciun pac, pac. De caveule, noi n-am venit aici să ne jucăm. Să-mi dea pușca. Ce-o dă? Dacă ești cu minte, când plecăm. Dar până atunci, du-te ia-ți bomboanele de colivă de mașină. Mănâncă-le. Poate te mai îndulcești puțin. Și crezi că o să plecați teferi de aici? Mhm.
Nu mișca, fii cu minte. Stai acolo. Fii cu minte, domnul Micu, că am fost campion la tir. Stai jos. Ce e asta, domnule? Șansa mea. Ruina mea. De aceea te-am chemat. Dragă Enciule, uite-te la ea ca o colbe. Mă pândește și-și râde în pumni. O fi și doamna necăjită, drag Oscar. Poate. I-am distrus viața. Am îngropat-o în fundul ăsta de lume și acum la bătrânețe, drept recompensă. Ce-i dau? Un schelet de mastodont. Altora le-a dat norocul prea mult. Nimănui destul. Dar se pare că dumneavoastră nu v-a dat deloc. Dumneata, crezi că ce-am descoperit eu e un fleac? Nu știu, păi eu nu mă pricep. Așa apare un balaur. Un mastodont, domnule. Un mamifer din era terțiară. Încă o confirmare a teoriei organice asupra apariției petrolului. Sunt ruinat, dar asta este altă poveste. De la ce adâncime l-ai scos? Veniți să vedeți. Vă rog, poftiți. Balaur, nu glumă, dragă Oscar. Ți-am mai spus, șansa mea. Te rog, îmbracă asta. Te mulțumesc, mulțumesc. Ce ai de gând să faci cu ele? Da, Vogoride. Vogoride, reprezentantul societății columbiana, mi-a propus să mi-l cumpere. Pe prețul unei vaci l-am trimis la plimbare. Dar mai bine îl dădeam o vacă. Este totuși o vacă. Dacă ești de acord, o să-i rugăm pe dânsii să le încarci în mașină și să le ducem la muzeu. Le puteți ajuta să le ducem la muzeu? Ce părere ai, domnule Gogan? Ea ne așteaptă cu malai și noi să le ducem ciolane. Să mă iertați. Nu pentru scheletul ăsta te-am chemat. Știi că eram posesorul singurei documentații asupra zăcământului petrolier de aici. Voiam să o pun la punct și să conving statul să deschid o schelă.
Columbiana mi-a propus între timp să-i cedez tot ce am refuzat și... acum, întreaga documentație la care am muncit 3 decenii mi-a dispărut. Când asta? Acum 3 zile. Nu cumva oamenii care au săpat? Nu, nu, imposibil. Numai un specialist putea să o descifreze. Și doamna? Doamna, în noaptea aceea nici nu a ieșit din casă. Columbiana ți-a făcut vreo propunere cu privire la planuri? Se pare că Vogoride nu are altă misiune din partea societății decât să pună mâna pe ele. Ar putea folosi forța? Columbiana, deși a declarat că aici nu există petrol, și-a închis sondele. Concesiunea îi aparține legal, după câte știu, pe timp de 90 de ani. Stai jos, domnul Micu! Stai toți, mă, nu vă faci! Ce-i cu alarma asta? Dă-mi de dracu, șefule, uite cum vin ăștia. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Hai, mașină și vale. Dar ce de caveule, ți-a căzut inima în pantalon? Dezleagă tărtăreața și dă repede fuga în sat. Adu-l pe Lachie împreună cu toți oamenii lui. Și cum? Să te las singur cu ăștia? Lasă pușca și du-te. Ai grijă, mea, Gogan. Ce, domnule Micu, ne-ai invis la colivă? Bă, colțatule, cum te cheamă? De ce? Ca să știu ce nume să spun pe cruce. Ce crezi că mă grăbesc să mor? Eu vreau să trăiesc. Mie îmi place viața. Mă duc să văd ce se întâmplă sus. Și să mă gândesc să văd ce de făcut. Da, te rog mult. Să nu te amesteci. Faci cel mai bun lucru. Dacă te amesteci, fă pe autoritatea. De autorități s-au temut ei întotdeauna. Eu sunt tovarășul secretar. Eu Mitică. Mitică de cave. Din echipa tovarășului Gogan cu munca politică la țară. Mitică. Vorbesc în numele tovarășului Gogan. Alo, noi ne aflăm la arde pământ. Nu-i de glumit cu ăștia, au scos cuțitele. Poftim? Am înțeles. Am înțeles, da. Fără violență, dar ne taie, domnule. Tu, Floare, vină cu mine. Mergem, tovarășe primar. Haideți. Iute, băieți, să-i potolim pe Ilumicu. Dumneata, cum te cheamă? Nu mai face pe timidul în fața autorităților. Numele și pronumele. Ananie Păun. Dumneata, numele și pronumele. Ilie Patru. Ce vrea conțopistul ăsta, mă? Ce vrea? Ia-l de jos. Ia-l de jos. Ia-l. Dă-i el, domnul inginer. Trece-l și pe dumnealui pe listă. Micu și mai cum? Micu și mai cum? Ilarie. Te-a întrebat cineva pe tine, mă? Adică să fii înscris numai noi? V-a scrisul mamilor. Ei! Ducă! Micule, urcă la mine!
Urcă pe picioarele tale, că-i pun pe ea să te aducă pe brațe! Păștea doi, ține-i la respect până mă întorc eu. Bine, nașule. Te-ai spurcat la bani, micule, și o să-ți vând și cămașa de pe tine. Și când nenorociția care a cuțin cu tine o să vadă că ai ajuns în sapă de rime, o să fie primii care să te jupoaie de viu. Tu crezi că ăi mai mari și mai deștepți ca noi degeaba așteaptă? Și dacă îmi face să li se piardă urma pe aici? Vor veni alții. Și o să fie și mai rău. N-avem de ales. O să-l chem pe Vogoride să stăm de vorbă. Sau să scoateți cuțitul și la el. La domnul Vogoride? Se poate, Duducă. Atunci te duci și spotolești oamenii. Pe urmă îți vezi de mort și astupi azi. Dacă e vorba de petrol, apoi altfel trebuie scos. Că doar suntem o țară care se pricepe bine la treaba asta. Și o să-l scoatem, dar mai întâi să facem să fie al nostru. Adică al cui? Al poporului. Adică păcura din curtea mea a poporului, nu? Că eu nu sunt popor. Nici culaie, nici cioacă, nici state. Stai mai, stai mai, stați așa. Auzi, neacutărică? Hai să facem pace. Noi doi? După chestia asta o să fie cam greu. Între oameni nu-i nimic greu, zău. Suntem și noi minți întunecate. Ne-a zăpăcit chestia asta cu păcura. Și pe urmă, după mine, să nu te iei. Am avut un necaz, ai văzut. A murit al bătrân. Adineori, parcă vrei să mă tai. Te-ai răzgândit? Uite ce, voi vedeți-vă de treburile voastre, noi de ale noastre. Ați adus gaz. O să vă dăm ceva boabe. Nu prea mult, că n-avem nici noi. Și broșurile alea. Broșurile, da, o să le citim cu glas tare. Seara la rugăciune, nu-i așa, mă? Vezi? Ce-ați înnebunit, mă? Mă, ați înnebunit? Aoleu, micule, să știi că pui muierile din sas de spurge cu neamul tău cu tot, auzi tu? Ho, ho, ho! Ce te repezi? Ce? Te-au și înscris la ei? Nu, mă, nu m-am înscris. Că de înscris mă înscriu când vreau eu și te întreb pe tine. Aie, acu' sunt doar cu simpatia. Nu ziceai tu, Lache, că sunt simpatizantă? Hai, mă, dă-te jos de pe calul ăla și fă ordine aici. Primar, ești orice mama dracu ești. Ce caftă are și de aici, mai ceva ca în șapte păcate. Pe care să o scot din bocanci? Stai, mă, cu bar și taci. Cu toate că nu o să fie prea ușor, dar dacă e vorba să-i potolim, îi batem. Îi batem, domne. Mă, tovarășe Lache, noi nu facem politică nici cu băta, nici cu paru. Dar să-l ferească sfântul pe la care ridică mâna la noi. Ce zici, simpatie? Călcat ar nevoia să te calce, micule. Dacă n-ai avut bărbați să te bată, să nu te amesteci în treburile bărbaților. Nu fi vrând să fii tu ăla, mă, hai? Că ți s-au scăl limba în gură decât îmi dai târcoale. Micule, te pui cu muierile! Micule! Ce stați, mă, și vă uitați ca la comedie, ai? Ia, hai, las valea-n brânci! Nu se aude, micule! Să-mi dea pușca înapoi și plecăm. Pușca-s confiscă. Dă-i, tovărășele, vitejia înapoi. Nu vezi că plânge? Micule! Hai, mă! Las că veniți, bun! Armata lui Papu! Să treceți, mă, pe la mine să vă fum de sperietură, mă! Tovarăși, eu plec. Am treabă la primărie. Noi mai rămânem că avem de luat niște ciolane pentru ciorba economatului. Doar nu-l las balaurul. Ar fi bine să-l duceți la muzeu. Nici nu știți cât valorează. Șeful, îmi permite să depun floarea de unde am luat-o? Ia-o și două iute. Du-te, păcatelor! Două iute de-a nostru în cina. Ți-a plăcut floarea, ai? Oh, oh, ca-n cârca lui Scaraoschi. Ai, suie, suie și simte bine, că unul e mitică de cabe, titirezul de pe zidul morții. Am eu un plan. Am vorbit și cu Duduca. Ce plan? Acum să-l ducem la groapă pe-l bătrân. Vă spun eu pe urmă. Ha ha ha.
Aduci bătrânul Micu. Hai. Să trăiți, domnul Bogoride. Îți împărtășim durerea. O înmormântare clasa întâia. Dacă iau numai oasele, nu-i nimic. Dar dacă le dă și planurile, nu prea-i văd bine. Atâtea drumuri de pomană. Prefer afaceri de curate. Este. Cât ați dat pe ele? Pe gratis. Mai bine ne dădea un sac de greu. Ce să spun, sărăcie cu lustru. Dacă aveți nevoie de bani, le putem cumpăra noi. Societatea noastră, anonimă pe acțiuni, are un muzeu. Știu, domnule Fogoride, columbiana strânge tot. Societatea anonimă română pe acțiuni. Ia tot. Și societatea noastră română are muzeu. Care societate, domnilor? A noastră. Cum se numește, domnilor? Deși nu e anonimă ca dumneavoastră, nu i-am dat încă niciun nume. Dar o să auziți curând de ea. Dă-i drumul. Salut. Ei, ce zici? Îți place? Acum poți să tai și pietre cu el. Așa. V-am adus și o maică niște mălai copt și niște zeamă de corcodușe ca să vă ospătați. Ca altceva n-am cu ce să vă plătesc. Să fii dumneata sănătoasă și să nu ne uiți. Așa. Iar de mulțumit să mulțumesc Partidului Comunist. Mă rog, dacă nu vă este cu supărare, partidul ăsta cu cine ține? Cu cei care muncesc. Ca noi, ca dumneavoastră. Bine ar fi. Să pui o leacă de gaz barim pentru o lampă. Și cât vă lasă inima pentru merele astea? Strânge-le mătușă că o să-ți trebuiască. Du-te cu sticla la băiatul ăla de acolo și spune că am spus eu să te umple. Iar merele mănâncă-le mata sănătoasă. Bă, da proste, maică. M-a trimis creștinul ăla să-mi dați puțin gaz. Asta-i. Ia-l și... Mulțumesc. Du-te sănătoasă. Nu, ce faci, măicuță? Stai. Bă, da proste, maică. Sărut mâine, estimată doamnă. Unde e? Ca de obicei. Încă n-a scos toate oasele? Cred că mai are. Poftiți. Ce vreau aia cu cisternă? Mălai, porumb. Au luat ciolanele și au plecat. Ei? S-au mulțumit cu atât? Deocamdată. Vin și-o imediat. Și planurile? Aveau chiar așa valoare? Erau singurele.
Originalele au ars odată cu sediul societății la bombardament. Deocamdată n-au cine știe ce preț. Singura lor valoare ar fi să nu existe. Să nu pună alții mâna pe ele și mai ales comuniștii. Dacă țineți atât de mult la zăcământul ăsta, de ce nu-l deschideți? Acum? Ar fi absurd. Să le facem comuniștilor jocul. Și drept mulțumire ei să ne dea cu piciorul. Plătim orice preț, oricât de greu. Să nu ajungă planul ăsta la ei. Și dacă vor ajunge? Avem noi grijă să nu ajungă. Oscar, ce aveți de gând? Cât timp o să tacă, o să fie bine. O să tacă. Acum e pasionat de paleontologie. Așa a fost toată viața. Crede că nu l-am înțeles niciodată, dar... ăsta e farmecul lui. Umblă după cai verzi pe pereți. Păcat. A fost cel mai bun geolog al nostru. Atunci de ce nu-l păstrați? Dar nu depinde decât de el. Dă planurile, semnăm un contract, un contract avantajos pentru amândouă părțile, și poate că îl mutăm de aici. Unde? Undeva în străinătate. Mi-ar fi plăcut. Acum 20 de ani, când eram tânără, puteam să o luăm de la capăt. Ce zici? A? Ai un minut. Spui mai vezi soarele. Altfel aici îți putrezesc oasele. Habar n-am ce spuneți. Poate îți amintești. Ei și ceva bani, patronul e dispus să plătească bine. Îți repar casa, cumperi stupi, faci și miere. Eu să fiu în locul dumii tale. Asasinilor! Asasinilor! Cuvintele astea, asasinilor! Să nu le mai spui, că nu ne place. Lasă, du-te sus, că vin și eu imediat. Bine, te aștept. Asasinilor! 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 Te rog să mă scuzi, dar n-aveam ce să fac. Dacă află ăștia că vreau să te ajut, mă lichidează și pe mine. Îmi dai planurile să le ascunde bogorite, că pe mine nu mă bănuiești. Până ce le vindem în străinătate, o să stai la mine. Ce zici, a? Când pleci, ia și o să stau cu tine. Asta e ultimul cuvânt? Osul valorează mai mult decât voi toți. Asasinilor! Calul o să tragă de dumnea ei. De dumnea ei. Și stâlpul o să fie smuls, puțul o să prăbușească. Sazi. Sazi. Dima! Hai, mă! Ce faceți? Ce faceți? Calul, dobitocule, că moare ala! Atunci! Ghezi! Hai, mă! Opriți! Mai repede! Opriți! Opriți!
că ăștia au nebunit? Venesc, unde e? Jos. Fiți atenți și dați pe gură. Domnul inginer lucra acolo. Se bucurase foarte tare de vizita noastră. Tocmai mă rugase pe mine să vă comunic să nu plecați. Care ceva foarte important să vă spun. Zicea că au venit la el niște indivizi suspecți. Doamnă, în asemenea împrejurări vă pot ajuta numai cu compasiunea mea. Sper că suntem în afară de orice bănuială. Unul din devotații mei colegi a rămas acolo și are familie grea. O droaie de copii, o mamă bolnavă. Planurile alea pe care le cauți și pentru care cred că ai ucide toate mamele bolnave din lume erau acolo jos, ascunse de Oscar. O să facem investigație, o să... să-i dezgropăm, nu să-i lăsăm să... să putrezesc acolo. Ce accident stupid. Măcar o să se vadă în ce împrejurări s-a petrecut accidentul ăsta stupid. O să am eu grijă să fie aici cine trebuie și o să vă văd atunci dacă rămâniți în afară de orice bănuială. Societatea noastră o să vă despăgubească pentru pierderea suferită. Vă duce imediat ajutoare. Să-i desgroape. Nu e nevoie, de asta mă ocup eu. Se poate, doamnă. Dacă spuneți că nenorocitele acelea de planuri au rămas acolo, jos, avem motiv în plus să facem tot ce putem ca să... Dar de cine să le fie ascuns, domnul Ocolescu? De noi? Dar de cine, de mine? Doamna Hortensia, ne cunoaștem prea bine. N-au ce căuta insinuările. Voi pune să se sape până în măruntaile pământului. Dacă va fi nevoie, și tot voi afla. Vă înțeleg turburarea. Dar țin să vă previn că orice tentativă de foraj sau de săpare în subteranul acestui perimetru, indiferent de motiv, lezează interesele legale ale societății noastre. Să nu vă mai prind pe aici, ticăloșilor. Afară! Tu te ești drumul câinelui. Dacă mâna în foc că planurile sunt la scoverga aia. Să vedem, am eu un plan. Deocamdată mergem în sat la Micu. Să vedem ce fac coate goale. Așa, scrie mai departe, tu, Arșulache. Cei care vor atâța oamenii să nu respecte această hotărâre. Mai rar că uiteam greșit. A, oleo, Lache, degeaba făcut și războiul. Mai taci, fa, tu nu vezi că mă încurci. Fa, mă, mie să-și tovară și auzi tu. Zii, muiere, dai pace. Mai departe. Să nu respecte această hotărâre? Nu s-ar potrivi mai bine decizie. Cel mai bine ar fi să-i spunem decret, dar pe asta nu le semnează decât guvernul. Păi nu o semnăm noi. O semnăm noi. Semnează. Ștampilă aveți? Păi, cine ar mai crede în putere dacă n-ar avea ștampilă? Păi, to. Bune. Așa, mai departe. Vor fi socotiți ca dușmanii poporului. Și vor fi deferiți justiției. Las-o pe asta cu deferiți, că nu înțelege nimeni. Vor fi pedepsiți ca dușmani. Acu să-l văz pe Micu. Poftiți. Veto! Farfurii pentru domnul Fogorige. Mulțumesc. Poftim. Dă-te, bă, mai acolo. Dumnezeu, părinte.
de aici. Nu e asta cu toba. Primarul a zis să strige asta. Unde ți-e toba? Lasă un pic mâncarea, dă pâinea copilului. Ia pâine, mă. Ia toba și striga asta, tare, tare, repede. Nu da pe jos. Uite, repede. Toată lumea e chemată la muncă. Să știe și să afle ce și cum a chemat. Toată lumea e chemată la primărie! Să afle de la primar ce și cum în chestia puțurilor cu petrol. Să afle toată suflarea. Toată lumea e chemat de la primărie. Să afle de la primar ce și cum în chestia puțurilor cu petrol. Toată lumea e chemat de la primărie. Mulțumesc, micule. Și încă o dată, condolențele mele. Zia, zia, hai. Hai, hai. Ia masa de aici. Și pe voi de ce v-am adus, mă? Ziceți una pentru sufletul lui taică-miu. Aia care îi plăcea lui. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Care boierle? Sărac unchiu. Ce boier? Eu sunt petrolism, mă. Cinească Dumnezeu. Rata mori. Care îmi place mie. Toată lumea-i chemat de la primărie! Să afle de la primar! Ce? Și cum? Dumnezeu să-l odihnească pe bătrân. Taci! Luați-mă! Luați, mâncați! Luați-mă și mâncați pentru sufletul lui taică-miu! Luați-mă! Luați-mă! Luați-mă și mâncați! Am răzbit. Am murit, tăticu. Dar pe tine cine te-a urcat acolo, mă, șontorogule? Comuniște? Toată lumea e chemată la primărie! Acum! Să afle de la primar ce și cum! În chestia puțurilor cu petrol! E hotărârea sfatului revoluționar de la Arde Pământ! Să se știe! Veniți toată suflarea! Și voi ăștia de la pomană! Dă-le, mă, o colivă, să aibă și ei ce mânca! Să afle de la primar ce și cum în chestia puțurilor cu petrol! Să vie toată suflarea! Și tu, băioare, ia și muierea! Cheamă și pe Țara Maria Veto. Hai tu, Arșulache, urcă-i. S-a auzit ce zice primarul. Constatându-se că o serie de localnici din Arde Pământ au început cu de la sine putere să sape puțuri de petrol, punând astfel în pericol
zăcământul care mai târziu va trebui să ne ajute să intrăm în rândul lumii, se atrage atenția tuturor că această treabă este ilegală și împotriva intereselor statului, muncitorilor și țăranilor, făcând astfel jocul capitalismului și imperialismului muribund, adică aflat pe moarte. Dată astăzi, 14 septembrie, anul de secetă și luptă de clasă, 1946, drept care intră în vigoare imediat. Semnat de noi. Care noi, mă? Noi ăștia de aici. E careva contra? Contra ce? Păi, contra ce am citit eu aici. Bă, că eu unul contra n-am pentru ce să fiu. Astu primul. Ne mă șterg undeva cu hârtia asta voastră. Nu-i valabilă. Dar de ce nu-i valabilă, mai micule, ai? Hotărăști tu ce să fac în curtea mea? Poate am săpat o hazna. Asta înseamnă că sunt dușmanul poporului? Păi dacă ai săpat o hazna, s-o umpli cu ce se cuvine, nu să faci pe nebunul aici. Da, n-a pus tu, mă, să o umpli. Că pentru asta a trebuit să trăiești 1000 de ani. Floară, și tu care te dai primar, nu pleacă ăștia de aici și rămânem noi între noi? O să plecăm, domnule Micu, dar ne întoarcem. Și uite așa o să o ținem duminică de duminică până vor putea rămâne singuri și vor ști ce au de făcut. Măi, oameni buni, primarul a întrebat dacă e cineva contra, e cineva contra? Nu! De acord toată lumea? De acord! Asta înseamnă că a hotărât-o satul. Pot să pui o întrebare? La ce vă trebuie oasele alea? Uite, despre treaba asta o să vorbim duminica viitoare. Luăm și un profesor cu noi sau o să ne explice domnul inginer Oculescu. Țineți-vă la umbră. Dacă face scandal, trageți în câine. Poate că planurile sunt la ea.
Sărut mâinile, stimată doamnă. Și încă o dată, condoleanțele mele. Încotro. La primărie se declară accidentul. Nu e normal? Dar de ce vă grăbiți? Păstrează, te rog, distanța, este ca în flământ. Dacă mi-ați fi dat o cât de mică speranță. Nenorocirea asta, care ne-a lovit deopotrivă, poate nu s-a fi întâmplat. Deși cu un mic efort de înțelegere, pot să înțeleg, să dau seama, că dispariția domnului Oscar poate fi și în interesul dumitale. Iată-ne deci complici. Nu, se poate că între asociați. Nu vreți să ne întoarcem, să discutăm? Că între asociați? Că între oameni legați printr-un secret. Am mână liberă. Semnăm o înțelegere. Ținând seama și de nenorocirea suferită. De pierderea suferită. Cât despre formalitățile legate de accident, mă ocup eu. Ce zici? Eu când am plecat la drum nu mă mai întorc. E semn rău. Așteaptă-mă. Alex. Pe cine vrei să spun, Zori? Eu fi cu el. O fi vrând să zică și el ceva. Ia câinele. Și du-te și trage clopotul. Domnule Enciu, aș vrea să-ți spun ceva. Putem intra? Poftiți sus în primărie. Domnul Gogan, maestru la Vega. Vă mulțumesc. Pentru ce? Pentru Micu. Și vă rog să transmiteți mulțumiri domnului Ocolescu din partea mea. Putem urca, domnilor? Poftiți. Să mergem, doamne. Nata, rămâi afară. Domnule Enciu, Oscar a fost omorât. Pentru astea, puțul s-a prăbușit și l-a prins înăuntru. Oferă aceste hârtii în schimbul deschiderii unei anchete. Știu cine a făcut-o. Dar trebuie să dovedesc cum. Doamnă, v-am putea fi mai de folos dacă ne spuneți tot ce știți. Deocamdată n-ar ajuta la nimic. Tot ce puteți face este să plecați cât mai curând și să predați hârtiile astea cui știți. Aș avea motivele mele ca să rămân. Oscar mi-a fost mai mult decât coleg, prieten. Vă stânjenește dacă vă cer găzduire? Înțeleg.
dar am o pușcă de care nu mă despar nici în somn. Predați planurile, cereți deschiderea închetei și întorceți-vă când poftiți. Casa mea vă e deschisă oricând. Vreau să vă spun că tot ce aveam mai de preț se află acum în mâinile dumneavoastră. Poate că nu valorează mare lucru, dar memoria unui om care a consacrat o viață acestor hârtii cere dreptate. Dumneata ai putea înțelege mai multe din ceea ce se petrece aici. Eu nu-ți împărtășesc opiniile și nu intenționez să fac politică. Dar am crezut că lumea mea este o lume de domn, nu de criminali. De ce ea procedez așa? Vom trimite să încheteze. Aștept. Și mi se propusese o lungă călătorie în străinătate în schimbul acestor planuri. Acum prefer să rămân. Domnul Trică. Da, poftiți. Vreau să vă rog ceva. Știți cumva exact ora plecării? Ascundeți asta undeva, sub cămașă. Aveți grijă. Aveți grijă de ele ca de ochii din cap. Domnul Gorită, e tărășenie. Am văzut ceva. Chestia se complică. Ce tărășenie? Vorbește clar, omule. Ilie, hai domnule odată, că ne apucă noaptea. Trage mașina în față de cabeule. Au simpatie? Și când zici că o să mai vii pe la noi, ai? Sigur, venim săptămâna viitoare. A? Și să nu uiți, Floreu, că unul e mitică de cave. Mă las să te pup? Oh, bată-te să te pup! Vă mai așteptăm, oameni buni. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să mai veniți pe la noi. Să mai veniți pe la noi. Să mai aduceți ajutor. Dumnezeu să vă ajute. Numai bine. Să ne vedem sănătoși. Să mai așteptăm să veniți pe la noi. Toate bune. Sănătoși. Arigatori, arigatori, arigatori. S-au zis de bine! La revedere, la Petrica! Dă-i drumul de caveule! Domnul inginer. Ascult. Azi dimineață m-ați întrebat ce caut prin coclauri cu oamenii ăștia. Așa? Mă stimează, domnule. Asta-i. Domnul
Opriți! Opriți! Opriți că tragem! Opriți! Opriți că tragem! Panurile că tragem! Unde sunt, domnul Enciu? Erau la mine. Planurile acelui bătrân geolog pentru un zăcământ de miliarde le aveam eu. Adevărata taină de la arde pământ. La care în duminica aceea s-a mai adăugat una. Vă somesc pentru ultima oară. Planurile. Cu bandiții nu discutăm, auziți? Tiși. Pe mine doar m-au rănit. Am căzut și am privit. Și tot ce a urmat parcă a ținut o veșnicie. Mărguș Chis! Mărguș! Trage! Trage! Planuri. Sunt acolo în rezervor sub oase. Tu te-și le scoate. Chiș! Tu te-și le scoate. Thank you.
de pământ, dacă și-a meritat vreodată numele, a fost în duminica aceea. O zi, o singură zi, din zori până a sfințit. Poeții spun că sfințitul soarelui are în el ceva tragic. Atunci a fost într-adevăr așa. Tovarășu inginer! Țiței urcă pe coloană! Tovarășu inginer, veniți! Veniți, tovarășu inginer! Încă o sondă la arde pământ. Acum 30 de ani am trecut pentru prima oară pe aici. Pustietate și atât.